acesta și mămică are o, un bebeluș de cât are? De 10 luni, da? Deci, așadar, priviți-o și ca pe medic, și ca pe o mămică, și ca pe un membru ca Evita, care va mai veni alături de noi. Mulțumesc! Un public atât de mare nu am avut niciodată. În liceu, când era vorba de o prezentare, eu prezentam, că eu eram cea mai curajoasă, dar un public atât de numeros nu am avut. Astăzi vreau să vă vorbesc despre un produs extraordinar și o să vă concentrați un pic la început și la mijloc. După aia o să vă pierdeți, că nu mai e așa de interesant. O să vă subliniez eu ce e important. Haideți să vedem. Toți vrem un copil. Vrem un copil vesel, vrem un copil vioi, vrem un copil activ. Nu vrem un copil obosit. Vrem să mănânce tot ce e în farfurie, să nu rămână nimic. Bine, niciodată nu o să mănânce o farfurie pe care o mâncăm noi adulții. Deși bunicii bagă acolo să mănânce, să crească mare, să fie gras și frumos. Vrem să fie deștept. Normal. Vrem să ne lăudăm la vecini, vai ce copil deștept avem, vai ce olimpic este, vai, vai, vai. Să fie atent la școală, să fie atent, să fie concentrat. Vrem să nu se îmbolnăvească des. Iar a făcut copilul febră, iar mergem la doctor, iar îi dăm antibiotic, iar îl înțepăm, iar și iar. La fel, vrem să fie sociabil, vrem să se ducă la școală, la grădiniță, să învețe lucruri noi. Și totuși, dacă se întâmplă toate astea, ce putem să facem? Putem să suspectăm o carență generală de vitamine. Haideți să nu începem cu medicamentele pe el, să tăbărâm, să-i dăm, să mănânce, să facă. Haideți să vedem, să-i modificăm un pic alimentația. Să îi spunem despre beneficiile alimentației naturale. Să-i dăm un exemplu pe Popi Marinaru, care mănâncă spanac și e puternic. Să-i dăm exemplu pe Ileana Cocosânzeana, care are un păr strălucitor. Să-i punem fructe pe masă, să mănânce, să se... și să-i explicăm beneficiile alimentației sănătoase. Să-l învățăm să gătească alături de noi, să vadă câtă muncă se depune în... această preparare a mâncării, să o aranjăm cât mai frumos. Și totuși, dacă nu reușim să-i dăm fructe, ce putem să-i facem? Putem să-i dăm un produs senzațional, din punctul meu de vedere, și haideți să vedem de ce să alegem acest produs. Pentru că geleurile sunt colorate și sunt foarte atractive pentru ei. Și pentru noi, dacă mergem la magazin, luăm ce e mai colorat, ce e mai frumos. Sunt ușor de mestecat. Nu sunt nici mari, nu sunt nici mici, le mestecă pur și simplu. Sunt și gustoase. Au un gust de portocale, vișine și fructe de pădure. Și normal, sunt naturale. Acesta este slide-ul cel mai important din punctul meu de vedere. Pentru că, o să fac o mică paranteză, acum câteva luni am citit că domnii deștepți de la Harvard au descoperit un lucru extraordinar, și anume că vitamina D, banala vitamina D, este implicată în hipertensiune, diabet, accidentele vasculare cerebrale și 17 forme de cancer. Vorbim aici despre prevalență, despre ceea ce oferă acest produs și copiilor și adulților. Ei au ajuns la un rezultat, și anume, au spus așa, dacă toate femeile tinere peste 20 de ani ar primi gratuit vitamina D, au început un program foarte amplu, că vor să-l distribuie gratuit, prevalența cancerului de sân și cancerului mamar ar scădea foarte mult. Da? Și încă un lucru, noi medicii nu știm nimic despre boală. Noi, dacă te duci un medic și îl întrebi, domne, de ce am făcut diabet? Păi cu pancreasul, păi cu nu știu ce, păi cu nu știu ce. Noi medicii nu știm nimic despre boală.
Știm să o diagnosticăm, știm să o tratăm cât de cât pe aici pe acolo, dar despre boală nu știm nimic. Ce putem face? Putem să o prevenim. Asta este cel mai important lucru din punctul meu de vedere și ăsta este lucrul pe care trebuie să-l reținem astăzi. Putem să prevenim cu toate vitaminele ăștia care încă nu se știe nici foarte multe lucruri despre ele, pentru că medicina este un lucru foarte nebulos. Haideți să vedem ingredientele active. Asta este partea care o să vă plictisească. Vitamina A, la ce ne ajută pentru ochi sănătoși și vedere normală, formarea normală a oaselor, funcționarea adecvată a sistemului imunitar, păr, unghii, piele sănătoase. Vitamina B5, sinteză și metabolism. B6 și B7, la fel, intră în metabolismele celulare. Pentru funcționarea echilibrată a sistemului nervos, menținerea sănătății pielii și părului și un sistem imunitar și endocrin, în limite normale. Vitamina B9, diviziune celulară normală, formarea normală a celulelor sanguine, sistemul cardiovascular, sistem imunitar, metabolism normal al proteinelor. B12, sistem cardiovascular, nervos, imunitar, vitamina C. Știm cu toții că luptă împotriva virusilor și bacteriilor, gingii, oase, fanere, cartilaje, sistem cardiovascular și absorpția fierului. Vitamina D3, de care v-am tot spus, dezvoltare osoasă, musculară, sistem nervos, imunitar și multe alte, reducerea, riscul de diabet infantil și alte roluri. Vitamina E, funcționarea celulară normală, sistemul imunitar, iodul, hormonii tiroidieni, metabolismul energetic, funcționarea mentală, zincul, fanere, diviziune celulară, metabolism, performanțe mentale și cognitive. Deci, intervin în cam toate procesele din organism și normal. Sunt multe alte lucruri pe care încă nu le știm, dar sunt foarte, foarte importante. Haideți să vedem cui ne adresăm. Ne adresăm consumului zilnic al copilului pentru sprijinul unei dezvoltări echilibrate și a unei rezistențe sporite. Copiii de 2-3 ani, un jeleu pe zi, iar peste 4 ani și adulți, 2 jeleuri pe zi. Pentru toți cei care doresc să își aduce copilul despre sănătate prin joc, pentru toți cei care preferă multivitaminele ușor de mestecat și cu gust plăcut, și complexul de multivitamine cu doză crescută de vitamina D. Avem și o promoție specială. La fiecare produs cumpărat veți primi 10 apțipilduri cu dinozauri, iar la 3 un carton cu parcul preistoric Alivita. Acestea sunt ambalate într-o cutie decorativă de carton și au un preț special și normal să nu le lăsăm pe mâna lor că le mănâncă pe toate. Mulțumesc! Mulțumim!